Simți amorțel și furnicături în degete, iar durerea de mână se intensifică noaptea? Dacă ți s-a spus sau crezi că suferi de poliartrită reumatoidă, este cazul să urmărești acest video până la capăt. Mulți pacienți care se confruntă cu dureri de mâini le asociază direct cu poliartrita reumatoidă. Însă durerile însoțite de amorțel și furnicături reprezintă frecvent simptome ale unei neuropatii de compresie a nervului median, care apare atunci când nervul este comprimat la încheietura mâinii. Cum și de ce se pot confunda cele două afecțiuni? Atât neuropatia de compresie, cât și poliartrita reumatoidă pot prezenta simptome parțial similare, iar un diagnostic eronat, din păcate, nu este rar, uneori nici măcar în rândul cadrelor medicare, în special în lipsa investigațiilor țintite. Chiar dacă durerile de mâini sunt prezente în cazul ambelor afecțiuni, neuropatia de compresie este diferită față de orice boală reumatică. Afecțiunea fiind provocată de o strangulare a unui nerv important, de cele mai multe ori nervul median. Netratată sau tratată necorespunzător pentru o perioadă lungă de timp, compresia poate deteriora permanent nervul. Diagnosticul neuropatiilor de compresie se obține prin intermediul investigațiilor specifice, iar tratamentul, fie el conservator sau chirurgical, se stabilește în funcție de stadiul în care se află boala. Dacă te confrunți cu simptome similare, este crucial să obții un diagnostic corect. La Vita Clinic am întâlnit frecvent pacienți care au fost tratați pentru reumatism fără niciun efect. Simptomele lor s-au agravat, ajungând să scape obiecte din mâini sau să întâmpine dificultăți la gesturi simple, cum ar fi încheierea nasturilor. În urma evaluării am reușit să identificăm diagnosticul real și să efectuăm tratamentul corect. În cazul în care ai un diagnostic de reumatism, dar pe lângă dureri ai și amorțeli și furnicături, iar simptomele sunt prezente predominant pe timpul nopții, îți sugerez să iei în calcul o posibilă neuropatie de compresie. Nu lăsa durerile să-ți perturbe nopțile și calitatea vieții. Dacă simți că ai nevoie de o evaluare țintită și o diferențiere a diagnosticului, noi, la Vita Clinic, împreună cu colaboratorii noștri, te putem ajuta. Sunt doctorul Vladislav Debnar și vreau să-ți reamintesc despre informarea corectă și tratamentul specific care pot face diferența.